Consiliul Regional de Dezvoltare Sud a aprobat planul de activitate și devizul de cheltuieli al Agenției de Dezvoltare Regională Sud pentru anul 2013. Astfel, cheltuielile de organizare și funcționare a instituției în următorul an sunt de peste 2.500.000 de lei. Prezent la eveniment, Igor Malai, șeful Direcției Politică și Cooperare Regională, a menționat că în anul 2013 vor fi mai multe activități care vor aduce un suport real autorităților publice locale. La 18 decembrie este marcată Ziua Poliției Naționale. Anul acesta se împlinesc 22 de ani de la fondarea Poliției Republicii Moldova. La 13 septembrie 1990, Guvernul Republicii Moldova a adoptat hotărârea cu privire la reforma organelor Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Sovietice Socialiste Moldova, care prevedea crearea Departamentului Poliției și a secțiilor de poliție raionale. Astfel, locul miliției este ocupat de noile organe ale afacerilor interne, Poliția. La 18 decembrie 1990, Parlamentul Republicii Moldova a adoptat legea cu privire la poliție. Cum și-a sărbătorit ziua profesională efectivul Comisariatului Raional de Poliție din Ungheni, aflați din buletin. Tot la 18 decembrie este marcată și Ziua Internațională a Migrantului. Potrivit Națiunilor Unite, peste 200 de milioane de persoane în prezent locuiesc și lucrează în afara țărilor de baștină. Aproape jumătate din acești migranți internaționali sunt femei. Convenția internațională privind protecția drepturilor tuturor lucrătorilor emigranți și a membrilor familiilor acestora, adoptată de Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite, sărbătorește în acest an a 22-a aniversare. Traseul național Orhei-Rezina a fost deblocat, potrivit informației Serviciului Situații Excepționale din oraș. Unele porțiuni de drum din raion rămân încă necurățate din cauza lățimii mici a drumului. Totodată, în dimineața zilei de marți, și-a reluat circulația autobuzul de pe ruta Rezina-Chișinău. Oamenii spun că, deși drumul este curățat, transportul nu circulă în regim normal. Foarte rău. Este curățat? Este o leacă, dar nu e tare. Bun. Așteptăm, dacă transport ia ca nici ieri n-o mărs, era drumul. O măt. Greu să circulă pe drum, am o iarnă, o mătul prin sate, noi mai mult lucrăm prin sate, pe la postenții, noi cu lumina suntem. E greu de ajuns, nu putem ajunge la locul unde trebuie, e întroinit tot, e foarte greu de ajuns. Până unde putem merge, pe urmă băieții îți duc pe jos, lucrează. Greu am ajuns, dar în 3 ore am ajuns la Chișinău. Drumul s-a dezăpezit, se lucrează, mașinile lucrează, văd că se face bine, tot normal, cum e bine. Spre drumul e normal. Potrivit informației oferite de către Serviciul Situații Excepționale Rezina, 22 de sate din raion nu au încă acces la traseul central. O femeie însărcinată din satul Pripiceni a fost nevoită să aștepte ceva timp ambulanța pentru a fi transportată la spitalul din Rezina. Numai în după amiaza zilei, colaboratorii Direcției Situații Excepționale, asistați de colegii din alte servicii desconcentrate, au reușit să răzbată în sat. Câteva trasee din nordul țării au fost dezăpezite către jumătatea zilei de marți. Drumarii lucrează non-stop, dar lucrul merge anevoios din cauza troienelor mari. Astfel, sectoarele de drum Lipcani, Briceni, Bălți, Glodeni, Rezina, Orhei și Edineț-Dondușeniu-Taci au fost deblocate. Erau impracticabile traseele de drum Brest, Briceni, Chișinău, Tiraspol la kilometrul 730-745, regiunea satului Mărândeni, Soroca, Drochia, Costești, kilometrul 78-88, localitățile Pârjota și Șapte Bani, Ocnița, Briceni, kilometrul 15-19, localitatea Corestăuți și kilometrul 32-33, orașul Briceni. De asemenea, se desfășurau operațiuni de deblocare pe un sector de 11 km de drum înzăpezit din regiunea localității Zgurița, raionul Drochia. Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor informează că dinspre nordul țării, în dimineața zilei de marți, au pornit spre Chișinău doar rutele auto Ocnița-Otaci și Soroca. Persoanele blocate din cauza nămeților pe drumurile din nordul Republicii pot cere ajutor la linia verde. Autoritățile au anunțat următoarele numere de telefon: 0231 60 191 sau 0231 61 496.
Consiliul Regional de Dezvoltare Sud a aprobat planul de activitate și devizul de cheltuieli al Agenției de Dezvoltare Regională Sud pentru anul 2013. Astfel, cheltuielile de organizare și funcționare a instituției în următorul an sunt de peste 2.500.000 lei. Prezent la eveniment, Igor Malai, șeful Direcției Politică și Cooperare Regională, a menționat că în anul 2013 vor fi mai multe activități care vin să aducă un suport real autorităților publice locale. Anul 2013 va fi un an destul de intensiv, inclusiv în domeniul implementării proiectelor la prioritățile care sunt stabilite de către regiune. Plus la aceasta vor fi mai multe desfășurate mai multe activități ce ține de instruiri, de consolidarea capacităților actorilor locali care sunt implicați în procesul de dezvoltare regională, planificarea integrată, sectorială, unde vom dezvolta sectorul de aprovizionare cu apă, canalizare, management al deșeurilor, eficiență energetică. Din cele trei direcții prioritare de activitate a Agenției de Dezvoltare Regională Sud, infrastructura socială, dezvoltarea antreprenoriatului și dezvoltarea turismului, la compartimentul dezvoltarea antreprenoriatului nu a existat niciun proiect. Din anul 2013, situația va fi redresată prin introducerea în planul operațional a două proiecte economice care vor fi implementate la Cimișlia. Este vorba de incubatorul de afaceri și parcul industrial. Parcul industrial din orașul Cimișlia a fost o propunere a Ministerului Economiei, dat fiind faptul că orașul Cimișlia are statut de parc industrial și s-a decis de a da șansa primăriei de a pregăti documentația tehnică și ulterior să aibă oportunitatea de a fi finanțat acest proiect. Domnul Lazar a propus și aceasta a fost luat, cred că, și la control, ca pe viitor să fie cât mai multe proiecte din domeniul economic într-o susținere a sectorului privat. Este un neajuns al procesului dezvoltării regionale. Toate proiectele de decizii propuse spre aprobare au fost acceptate în unanimitate de către membrii Consiliului Regional de Dezvoltare Sud. Zeci de colaboratori ai Comisariatului Raional de Poliție din Ungheni, veterani de poliție și pensionari, s-au reunit la 18 decembrie pentru a face totalurile realizărilor înregistrate pe parcursul anului. Că avem emoții foarte bune, suntem mulțumiți de activitatea Comisariatului, suntem mulțumiți de conlucrarea cu societatea civilă, suntem mulțumiți de conlucrarea cu administrația publică locală. Colaboratorii Comisariatului Raional de Poliție au primit felicitări și mulțumiri pentru eforturile depuse în menținerea ordinii publice și combaterea criminalității. Dumneavoastră îndepliniți cea mai nobilă misiune de stat. Cu prilejul aniversării a 22 de la fondarea Poliției Republicii Moldova, adresez polițiștilor din Moldova cele mai sincere urări de sănătate și îmi exprim recunoștința față de veteranii poliției pentru munca pe care au desfășurat-o în interesul societății. Odată cu proclamarea independenței Republicii Moldova, dumneavoastră, stimați polițiști, ați stat strajă la integrarea Republicii Moldova, chiar și prin jertfire de sine. Sunteți cei care apărați securitatea vieții cetățenilor Republicii Moldova. De ziua lor profesională, polițiștii spun că se simt mândri că activează în domeniul asigurării ordinii de drept, iar dacă ar fi să aleagă din nou o profesie, mulți dintre ei tot pe această cale ar merge. Eram pasionat de automobile. Practic, nu regret ceea ce am făcut, dar dacă ar fi să iau de la început, probabil că aș avea alte aptitudini față de acțiunile mele care le-am făcut cândva. Este o profesie foarte nobilă și am îmbrățișat-o pentru că mi-a plăcut de mic copil să apăr interesele cetățenilor. Mă simt încrezută în forțele proprii. Mă bazez întotdeauna pe ajutorul colegilor, pe ajutorul șefului direct. Sunt o liniște interioară când sunt înconjurată de atâta bărbați. Mă simt și eu îmbărbătată. Exact în luna decembrie, cu 32 de ani în urmă, fiind propus pentru serviciu în organele afacerilor interne. Am dovedit să-ți fac serviciu în 10 ani în miliția sovietică și după formarea Poliției Naționale am continuat până în ziua de astăzi. Toată vremea am
activat într-un singur comisariat. Chiar și veteranii de poliție au fost copleșiți de emoții. Ei spun că nu este ușor să activezi ca polițist, iar cei care și-au ales această cale trebuie să se înarmeze cu multă răbdare. Pentru mine, care am activat în acest comisariat raional de poliție Ungheni mai mult de 30 de ani, înseamnă tot. Toată tinereța, tot cei mei frumoși ani. Cei au fost dați la menținerea ordinii, la combaterea criminalității. Au fost greutăți, sunt și vor fi greutăți. Dar acela care a ales profesia de polițist, e știe că nu e o profesie ușoară și trebuie toate greutățile să le înfrunte. În cadrul ceremoniei oficiale de marți s-au acordat 27 de insigne colaboratorilor Comisariatului Raional de Poliție. Alți 7 polițiști au fost avansați în grad pentru merite deosebite înregistrate în activitatea pe care o desfășoară. Poliția Republicii Moldova a fost înființată în 1990. Efectivul Comisariatului Raional de Poliție din Ungheni este constituit din 169 de angajați, 117 ofițeri, 41 de subofițeri și 11 angajați civili. La 18 decembrie este marcată Ziua Internațională a Migrantului. Conform datelor statistice oficiale, unul din 10 moldoveni cu vârsta între 15 și 59 de ani se află peste hotare. Ziua Internațională a Emigranților a fost proclamată de către Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite la recomandarea Consiliului Economic și Social. Adunarea a făcut apel la respectarea drepturilor și libertăților fundamentale ale tuturor emigranților. La nivel mondial, o persoană din 35 trăiește și muncește într-o altă țară decât cea de origine. Scopul marcării Zilei Migrantului este de a sensibiliza societățile la problemele persoanelor care se găsesc departe de casa lor. Conform unui raport al Comisiei Globale pentru Migrație și Dezvoltare, în ultimii 30 de ani, numărul migranților internaționali a crescut de la 75 de milioane la peste 220 de milioane. Consiliul Regional de Dezvoltare Sud a aprobat planul de activitate și devizul de cheltuieli al Agenției de Dezvoltare Regională Sud pentru anul 2013. Astfel, cheltuielile de organizare și funcționare a instituției în următorul an sunt de peste 2.500.000 de lei. Prezent la eveniment, Igor Malai, șeful Direcției Politică și Cooperare Regională, a menționat că în anul 2013 vor fi mai multe activități care vor aduce un suport real autorităților publice locale. La 18 decembrie este marcată Ziua Poliției Naționale. Anul acesta se împlinesc 22 de ani de la fondarea Poliției Republicii Moldova. La 13 septembrie 1990, Guvernul Republicii Moldova a adoptat hotărârea cu privire la reforma organelor Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Sovietice Socialiste Moldova, care prevedea crearea Departamentului Poliției și a secțiilor de poliție raionale. Astfel, locul miliției este ocupat de noile organe ale afacerilor interne, Poliția. La 18 decembrie 1990, Parlamentul Republicii Moldova a adoptat legea cu privire la poliție. Cum și-a sărbătorit ziua profesională efectivul Comisariatului Raional de Poliție din Ungheni, aflați din buletin. Tot la 18 decembrie este marcată și Ziua Internațională a Migrantului. Potrivit Națiunilor Unite, peste 200 de milioane de persoane în prezent locuiesc și lucrează în afara țărilor de baștină. Aproape jumătate din acești migranți internaționali sunt femei. Convenția Internațională privind protecția drepturilor tuturor lucrătorilor emigranți și a membrilor familiilor acestora, adoptată de Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite, sărbătorește în acest an a 22-a aniversare.